vă spun și eu. Da, Mihaela Iliescu, ce înseamnă Blaster la Blasting News? Înseamnă să scrii o platformă internațională de știri, știri în limba română, pe care ți le publică în mod surprinzător, indiferent de subiectul pe care îl alegi. Iar știrile mele favorite, poate le-am mai văzut pe Facebook, merge, scuze, sunt despre apă. Lumea spune că suntem ceea ce mâncăm. Eu spun că suntem ceea ce bem. Susținea savantul român Henri Coandă și nu se referea la vodcă, se referea la apă. A fost un îndrăgostit de apă. Apa este cel de-al doilea element vital după oxigen. Noi vă putem trăi 90 de zile fără hrană, dar nu mai mult de 72 de ore fără apă. Apa este pomenită în Biblie, în primele versete, dacă nu mă înșel, atunci când se vorbește despre crearea universului, despre crearea omului și despre apariția vieții. Și deși este un element omniprezent în viața noastră și este înzestrată cu puterea de a ne controla toate funcțiile organismului, credeți că îi cunoaștem toate secretele, toate misterele? Cine crede asta? Da, numai eu, pentru că a trebuit să... Da? Mulțumesc frumos! Suntem doi! Apa este influențată de sunete, de culori, de cuvintele noastre, de rugăciunile noastre, de tot ceea ce se întâmplă în jur. Și pentru că Paul a spus despre Masaru Emoto, asta vreau să vă spun, cercetările lui au arătat că apa are memorie. Apa reține iubirea și se energizează cu această iubire. Și atunci transmite energia celulelor noastre și ne creează o stare de bine. Pe de altă parte, energia negativă, emoțiile negative creează apei o energie negativă și de multe ori avem stări de disconfort fără o cauză aparentă. Și cauza e aici și de aici în paharul cu apă pe care îl bem. Apa este cel mai versatil element, dacă pot spune așa, este unică pentru că există în trei stări. Lichidă, solidă și gazoasă. Și nu numai că își schimbă proprietățile fundamentale atunci când trece de la o stare la alta, ci își schimbă și informațiile pe care le transmite. Din informații mai puțin bune în informații bune și invers. Apa este moale și maleabilă și cu toate astea erodează, da, ceva puternic precum stânca. Și haideți să ne gândim că am fost creați, da, de o sursă. De o sursă care a produs întreaga noastră existență fizică și care o guvernează. Și fiecare dintre noi poartă aici în inimă o părticică din acea sursă, din oceanul primordial. Iar cuvintele pe care le spunem sunt ca picăturile de apă din acest ocean, sunt un mediu de manifestare a gândului nostru. Și cele mai puternice cuvinte care influențează apa, care o energizează și o purifică, sunt iubire și recunoștință. Și închei cu îndemnul de a-i mulțumi sursei care ne-a creat și atunci când facem gestul firesc de a bea un pahar cu apă, să-i adresăm gândurile de iubire și recunoștință. Vă mulțumesc!